Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii mele, invitatul permanent, Dorel, camaradul meu de seară, de dimineață și de fiecare zi și de fiecare respirare, atâta cât mai mai suportă sau cât ne mai suportăm. Suceveanu Călin Moscaliu, că luat aur în toate probele la care a participat la, la naționalele școlare. E vorba de not, zic eu, nu? Știi tu mai bine, Dorel, poate că ai mai dat știri de genul acesta cu not. Aproape mie de goluri marcate în disputa dintre universitatea, uh, mă refer la Hanbal și GSI, uh, GSI pe Moreni. Uh, cam uh, să mai dăm și noi niște titluri, așa că uh, e tare, e uh, insipidă, incoloră presa de astăzi, cotidienile de astăzi, uh, cu chirurgul Sucevean, îți dai seama, care a mai vorbit, repet, era să moară din cauza trei microbi luați din burta pancieților operați, uh, și cam am uh, epuizat. Restul de unde se, de ce să ne mai atingem, să ne mai atingem, să ne mai atingem, uh, revenim, așa cum am spus înainte de publicitate, uh, aseara am avut prea puțin timp să discutăm mai detaliat despre acest lucru, uh, Că tot vorbim de Bucovina și în obiectiv pe pagina 5, premii internațional pentru pateul de păstră produs la Valea Putnei și revenim așa cum spuneam Borele despre sport, trebuie să spun doar pentru că e vorba Vă și de, te rog. de colegul nostru această știre din pagina 9 din obiectiv care vorbește despre Uh, da, tânărul uh, Mosca moscaliu care a făcut senzații la campionatele naționale, naționale școlare. Uh, Felicitări uh, sportul sau un notul la Suceava a început să, să performeze așa și să aducă, uh, să aducă cupe, să aducă titluri și asta e un lucru fantastic de bun. Mai mult decât atât, uh, Vreau să fac și uh, precizarea că în alte două probe de 50-100 de metri fluturi la categoria 14 ani, câștigător a fost un alt sportiv de la Clubul uh, Sportiv Școlar Suceava, e vorba de Șerban Cotos. Uh, fiul uh, colegului nostru De aici, de la Bucovina TV De luni, cel puțin uh, luni Și marți dimineață uh, Eu mă întâlnesc cu Florin uh, Cotos Spuneam, Șerban Cotos A câștigat două probe la cele de 50 și 100 de metri Fluture, categoria 14 ani Le Spuneam, uh, tineri de excepție Care fac uh, fac cinste sportului uh, Sucevean și a calității, până la urmă, în notului în, notul lui, în Deci am avut dreptate, Chiar. nu? să să ridic această ție la filoc. Tu știai mai multe decât mine, mai ales că te-ai întâlnit mai des cu, cu, cu Florin, Florin Cotos da. și probabil știai mai multe și din acest ricoșeu, să-i spunem, al dialogurilor. Florin, da. spre exemplu, n-a fost luni, n-a fost... Și-am și -am prezidat împreună. eu da, și mulțumesc a, bine să nu a a mai vin nici luni Da, deci dacă s-ar putea și luni și marșul miercuri și joi bine să fi dumneavoastră că spate. Deci nu chiar așa spate, nu deci spate cu dar nu, să noi exagerăm, și smerenie. Da? Uh, Cu o pauză de dacă spate duminică, dar nu toată ziua. Nu duminică dar nu toată ziua. <laughs> <laughs> uh, dar Da, și spuneam, n-a fost tocmai pentru că a participat împreună cu băiatul, adică a fost alături de băiatul la, la aceste competiții, uh, care au avut, nu știu, cred, la undeva în sud, cred, la care aș se sper să nu greșesc, dar dacă greșesc, mi asum acolo tinerii noștri de excepție, Că, Călin Moscaleu, Șerban Cotos și Pleiada, trebuie să, să ar trebui, cred eu, așa e corect să-i amintim pe toți cei care au făcut o figură frumoasă, Ionut Socoliuc, Paul Roman, Robert Popescu, îi dau doar Șerban Cotos, Sebastian Croitor, Vlad Brandis, Ștefan Ropan, Argintul la ștafetă, Ioana Năstacă, Victor Turluianu, Cosmina Aniței, Cezar Moscaliuc, Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș. Și am amintit, cred, pe toți cei care au participat la aceste, aceste concursuri la naționalele de la Reșița. 12, competiția națională școlare pentru copiii de 12-14 ani. Spuneam, desfășurat această competiție la reșe. și și am aminte pe toți cei care, uh, care ne-au făcut și ne fac în continuare cinste. E vorba de acești copii uh, de excepție pe care îi are Suceava uh, și a părinților trebuie să... și părinții care se ocupă uh, și știu de la Florin ce înseamnă să te ocupi uh, uh, și să rezolvi. Câte nopți ne ce coșmaruri, ce investiții administrative și prin meandrele administrative legate de bazine not. Știu, rosturi, de infrastructura timp, din domeniul. Domeniu, e foarte, este foarte bazine foarte olimpice sau bazine sportive pentru pregătire, nu poți să facem piscine, da? Și, dacă adică unde, poți și, și acolo unde piscine, găsești, nu... de, uh, sunt care spun piedică și nu te lasă și te toc și te Și trimit Costurile și sunt și ridicate și, mai și, de și. Adică, uh, nu-i nu foarte român de nu până, nu, spuneam. Până românul, gând, în ancestrala noastră tradiție, trebuie să fie o leacă invidios și trebuie să spună dacă nu o piedică. 500 de piedici și canoane și toate celelalte. Revin la... Uh, revin la uh, <coughs> ca o constatare ascultându-te pe tine, mă uitam pe pagina 3 din monitorul de Suceava și uh, știi... Uh, o pagină poate să emane uh, prin aranjare, prin fotografii, prin mesaj, prin titluri, evident, și prin conținut, uh, uh, anume să-ți emane, uh, știu, să-ți produc anumite uh, păreri sau anumite emoții. Că la urmă, urmă toate sunt, uh, aproape toate sunt emoții. Și mă uitam uh, asocierea asta, că fără să fiu ironic de data asta, să nu mă înțelegi greșit, asocierea asta atât de serioasă între uh, titlurile de aici. Eu în lungul discută mâine cu ambasadorul Austriei despre atragerea de noi investitori în zonă. Fluturii solicită Ministerului Agriculturii, Ministrul Agriculturii, scuzați, vă rog să precizeze ce, mă, ce măsuri au fost luate pentru producătorii și procesatorii români și după aceea de subsol, nu mai vorbesc, de subsolul, o, să zicem, 20% din subsolul paginii 3. Mă uit și la imagine, mă uit și la fotografii, mă uit și la text, mă uit și la titluri, mă uit și la uh, consecințele celor ce scrie. Că la urma urmei nu cred eu că sunt doar titluri care nu au conținut ținut de desubt. Și uh, vreau, revenind la asta, că am vorbit despre ambasadorul Austriei, uh, cum putem decripta uh, uh, adică interpelarea uh, președintelui PNL Suceava, ge secretar general președintele, nu, nu? Prim vicepreședinte. -vice -președinte, uh, uh, al Partidului Național Liberal Gheorghe Futur la, uh, această, uh, la această, pe această temă. E o reacție până la urmă. De ce? Adică era un imperativ, te întreb. De ce este, era un imperativ? Este, nu era. Adică este e, un imperativ. Uh, nu e o găselniță, știi? Adică trebuie să mergem pe, pe chestiunea nu, asta. Să putem dacă vorbi, era naturală fără să greșim, intervenția era, acum. Era, este și va fi un imperativ atunci când vorbim de uh, producătorii noștri, de procesatorii noștri și când vorbim de populația României uh, și despre ceea ce mâncăm noi și uh, ceea ce produce și procesăm noi uh, și ce se întâmplă practic produsele noastre și ce se întâmplă cu ceea ce aducem, ce importăm din altă parte. E un imperativ, cu siguranță vorbim de sănătate pe de o parte și am discutat aseară vis-a-vis uh, -vis de produsele care intră în România, ce ar trebui să se întâmple foarte cu ele? puțin, pentru asta, că avem, asta avem, uh, să... uh, avem foarte puține informații, ne interesează foarte puțin ce ni se întâmplă. Uh, atunci când ni se întâmplă ceva, atunci ne panicăm uh, și facem tot felul de lucruri, dar eu cred de că ce este preventiv, de preventiv ar trebui să facem ceva, mai ales că avem acele informații și îl văd pe de Gheorghe Flutul că discută despre, spuneam, despre tot ceea ce uh, poate, aduce, uh, poate aduce prejudice și spunea de lapte, spunea de ulei de măsline, uh, spunea de, nu știu, de peștere de prin Norvegia. Adică lucruri, sunt foarte, foarte multe informații uh, care au fost semnalate. Mai mult decât atât, domnia s am văzut, uh, este. Uh, da, da, este interesat să spunem și de ceea ce se întâmplă, ce măsuri au fost luate pentru producătorii și procesatorii români, pentru că de unde vine această îngrijorare? Pe de o parte, piața noastră este asaltată de produse deci din afară. Și absorbe tot. Produsele și, da, dacă la produsele ar care vin din afară, sau la trebuie. Trebuie. Noi ar fi altceva. No, no, dar noi trebuie să spunem, hai să dăm un exemplu. Și da. nu avem alternative. Să este dăm un exemplu. Adevărat. E, una, e un, un, exemplu poate potrivit zonei noastre, cel mai laptele, potrivit, da? laptele. Exact. Laptele îl aducem, noi îl producem lapte aici. Un lapte bun, sănătos, un lapte de, de foarte bună calitate, un lapte excepțional, a spune eu, Cine fără să îl greșim. Mai numai că, și cu ce greutăți. Numai cu ce greutăți și cu ce costuri și mai că cei care sunt în această zonă, acești producători de lapte, nu reușesc să scoată costurile. Au probleme foarte mari și inclusiv în a primi subvenții. Din mai, pe mai multe și ești în, Maru, ești în competiție, ești în competiție această, pe această piață cu laptele, spre exemplu, din Ungaria, da? Ăla înseamnă ce acolo? Ăla înseamnă acolo un stat implicat, responsabil cu subvenții date la timp, la, cu subvenții așa, date subvenții consistente ca și sumă. Subvențiile nu uh, aici o clipă, scuze mă că te interrup, Subvențiile europene date la timp și subvențiile separate ale statului. Ale statului, date da, la timp. dar toate date la timp și toate consistente, uh, domnule nu sunt. Și semnificative, toate -to astea, toate astea uh, vin în sprijinul cetățeanului și atunci fac uh, acel lapte din Ungaria care este slab calitativ să fie cumpărat de noi, de produc, de procesator la un preț Pentru foarte că e mic. Mai ieftin și produse că se mai Pentru ieftin. Pentru că e mai ieftin adus în România. Este producele... paradoxul. paradoxul și produsele Ai... atunci calitatea este una îndoielnică. Întrebarea este ce facem noi? Păi noi da, mă, mă, zile noi trebuie... îl cumpărăm pentru că este bine ambalat, este ochios, vaca vacai mov, uh, iarba verde noi? pe pachet, vacai uh, vacai uh, vaca roșie, purpuriu, ierburile sunt verde, albastru, aproape atât de frumoase, Doamne. iar noi fascinați de cromatica ambalajului, îl cumpărăm pe loc la de trei ori prețul. Spre exemplu, vă dau un singur exemplu. Cei care sunt îngrijorați de zona de munte... Și e prietenul dumneavoastră cu care, care am Care rezolva problema, Bucovina de Munte. Da, da. am bucovina de munte. Nu l-am văzut și are o calitate. Domnia sa este vicepreședinte, sper să nu greșesc. Dacă greșesc, cu siguranță o să mă îndrepte. Al Comisiei, Unii Comisiei de Agricultură la nivel de Senat. În această calitate, subvențiile pentru zona de munte ar fi trebuit să vină, să folosesc așa un cuvânt fi, fi vrem, în un de pe vreme, tocmai și doamne. la timp. Da? da? Și ar fi trebuit Atât... să fie un, un ide o, o Biblie, adică un tână, practic, o... O ideal. Adică, practic, temelia, să spunem, agriculturii pleacă de acolo, și, ideal și ea ar fi trebuit să fie dusă de domnia sa înainte, da? Numai că n-a făcut-o. De aici îngrijorarea președintului Flutur vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă, pentru că vă aduc aminte, guvernările, cele mult blamate uh, 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 ale, ale PDL-ului, au făcut întotdeauna diferența, subvenția a fost oh, la oh, timp, subvenția da, a fost binevenită și asta o spun cifrele. Atunci aveam crescători, aveam uh, uh, oameni implicați în agricultură, în zootehnie, atunci aveam așa ceva. Acum, din păcate, suntem undeva pe nicăieri și ajungem să importăm, pentru că nimănui nu-i pasă de ceea ce face am omul Am țară. Aveți perfecte dreptate, am avut discuții nenumărate cu domnul doctorul Dulghero uh, și domnia sa a întocmit un referendum foarte bine, temeinic, uh, temenic, știu eu, întocmit, pregătit. așa, sănătos, pregătit ca lumea, uh, adresat președinției și tuturor instituțiilor statului român, n-a primit nici până astăzi rezultat, în care a demonstrat foarte clar ce s-a întâmplat, masacru care s-a produs în Bucovina de Munte, în ceea ce privește este adică, adică, imperativul vital al supraviețuirii fermierului în condiții ostile. Subvenția uh, europeană. Uh, pentru că uh, legile au suportat diferite modificări și noi am tăcut, n-am avut lobbyști, n-am avut guverne, n-am avut uh, coloană vertebrală, ne-am comportat ca niște râme de bălegar. Uh, ce au făcut acești. Uh, ce, care au fost consecințele acestui, uh, acestei, să-i spunem, coabitări, acestor lașități manifestate politic-guvernamental și, dacă vrei, și pe, uh, pe partea ministrilor noștri din uh, Parlamentul European? Bucovina de munte, zona de munte, este practic decapitată în ceea ce privește, ceea ce privește aceste resurse extraordinare care țineau comunitățile în picioare. Cum? Am, am explicat foarte clar și am dat exemple de comunități, cum ar fi Dorna, Arința, nu numai alte, am foarte multe, dar ca să nu intrăm strict tehnic cât e aici, cât e acolo, ca să nu facem un inventar, adică comunități în care intrau 2000 de subvenții, 2000 de subvenții pe capita, pentru fiecare fermier care avea 2, 3, 7 vaci, ce prevedea legea, așa. Acum intră 3. 1997 de subvenții, adică 1997 de N euro, nu mai intră nicăieri. O, poate o intra în Ungaria, în Bulgaria, în, Bulgaria, în Polonia, dar nu, în Anglia, dar, nu în, dar nu, nu în Bucovina, nici în Bucovina de Munte, nici în Bucovina de Șes, nicăieri nu mai intră, da? Bun, întrebarea este Știți ce înseamnă ca 2000 de oameni Să primească anual 500 de euro pe orizontală? Gură de oxigen trăiesc, Toți respire. trăiesc, domnule Și cârciuma, și magazinul Și la care repară, toți trăiesc Da, dar trăiește da. în primul rând activitatea aia de subzistență aia, aia tradiția, trăiește rezistă da? ăla încolată acolo cu 4 vaci și cu 20 de capre sau 15 Corect. oi ăla rezistă acolo și o, de și o dezvoltă în speranța că lucrurile vor fi mai bune și o dezvoltă, da. păi când nu ai, n-ai cum să o dezvolți pentru dezvolte. că ăla Două are cum e, da, a, 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 asta, ferma tradițională la, la români, mai ales în Bucovina zona asta, nu este mai mare de 8 așa e de sute de ani, așa a fost gândită de 8 capete, cât au cerut parcă, parcă premeditat. Tatăl au cerut de la 8 capete, 10 capete în sus ca să-i distrugă, ca să-i anihileze, știind că nu puteau să dezvolte din cauza terenului, din cauza pășunilor, din cauza vremii, din cauza faptului că ai o luni de iarnă, domnule în munți adică o plund de furajare, nu o plund de iarnă. Șapte luni, să-i spunem mai, mai aproape de realitate. Șapte luni de, de furaj. Din ce le faci? Plus subvenția la ierburi. N-ai voie să faci, voie să tai ca să primești subvenția la la, la la, fânat. La, la fânat la, nu, la fânat. La la, la, așa trebuie să, să, cosești, să cosești iarba după 1 iulie. Păi după 1 iulie e doar celuloză, spune domnul doctor. Nu mai are niciun fel de valoare acel, acel fân. Multe, multe chestiuni. Parcă au făcut premeditat pentru a distruge corect, și a asasina corect. această tradiție la noi în, în Bucovina. Iar ei tac și îi spun în continuare acest domn cu vermorelu și cu drujba în spinare că el și-a făcut datoria, PSD-ul și-a făcut datoria pentru Bucovina de mute în asemenea exemple. Deci, din, gând, Bucovina, da, de, de, deci să spunem așa, din 100.000 de subvenții per capita, per persoane, per fermier, mic fermier, se sepitic, cum e el acolo cum era înainte, acum mai iau subvenții o bie ca număr, să folosim o comparație care să devaleze masacrul gigantic pe care l-au făcut ei în Bucovina de Munte. Deci 99.000 de, de oameni nu mai iau subvenție, mai iau 1.000. Ce fac acei 99? Au vândut tot? au plecat, nu ne au văzut cu ochii, s-au uh, pensionat înainte de vreme, trăiesc pe ajutoare sociale, trăiesc pe mila nimănui sau din resursele pe care le-au uh, le uh, acumulat în uh, anii întregi și uh, le ha mintea, a cuprins și na, n-aveți decât. Au dus la abatoare. De aici, demersul practic al președintelui Gheorghe Flutur este unul justificat, spuneam. Este, este și va fi. A fost Dar este, cum este justificat e pentru trebuie că să fii asta un este să nu ăsta este viitorul. Nu se poate altfel, dacă îți pasă de ai tăi, dacă îți pasă de cei din județul tău, dacă îți pasă de populație, trebuie să faci demersuri de genul ăsta, trebuie să atenționezi, să soliciți, să ceri guvernului măsuri care să vină în sprijinul zonei pentru că nu se poate altfel, zona altfel moare, n-ai cum ei? altfel ajută-i să funcționeze. Și după aia cerele, dar ajută să funcționeze, pentru că altfel nu pot. Dar ei n-au înțeles, știi, efectul de um, um, acțiune și reacțiune, știi? Ei n-au înțeles că la măsuri de ostilitate radicală trebuie să vii ca să supraviețuiești cu atitudini radicale de rezistență generate de, 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 de instinctul de conservare. Dacă toată asupra mea te uh, vii cu atâtea, atâtea norme legislative și practic mă decapitez, mă decapitalizez, îmi, 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 îmi secer uh, uh, priza mea, la, la țărna patrie și la firul de iarbă și eu nu mai am nicio resursă, nu înseamnă că trebuie să, ca să supraviețuiesc, trebuie să iau măsuri radicale? Vii asupra mea cu măsuri radicale? Vin și eu asupra ta de cu atitudini am radicale? Să, am, să, am să citesc, dacă o să-mi dați voie, și din ce spunea uh, senatorul Iulie Futur. Uh, mășurile cât pot să un pic, un pic, da, ca să nu ca de, să va nu Va da? Sunt necesare unele măsuri care să protejeze producătorii români, inclusiv prin întărirea sistemului de supraveghere a importurilor și exporturilor de produse alimentare și a prețurilor practicate pe piață. Sectorul autohton al laptelui, Materii prime al cărnii de porc, de oaie, de bovine, de pasăre, sectorul ouă legume, fructe traversează o perioadă de criză profundă cu impact asupra nivelului producției și mai ales financiar. De asemenea, în cazul în care autoritățile cu atribuții de control precum Agenția Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Elementelor, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Generală a Vămilor, dar și Ministerul Agriculturii, prin rolul de coordonator al, al Agenției Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Elementelor, nu intervin. Există pericolul ca producția autohtonă să dispară, iar fermierii se falimenteze, spune uh, președintele uh, este PNL și senatorul PNL Gheorghe Flutur, cu ăștia. cel este care ceasul deschide lista 16-lea a meu de front. De front este ceasul al 16 la nu al 12-lea. Subliniez lucrul ăsta că dacă nu se iau acum minimile măsuri de supraviețuire, adică să rămânem în sistem, vom fi, se va prăbuși totul. Nimic nu va mai fi în spate. Deci primul imperativ acum, prima treaptă este să urcăm pe temeiul rezistenței și după aceea să construim din nou și să refacem unde S au pârjolit re... alții, știi? corect. corect. Uh, legislativ vorbesc uh, sau din punct de vedere al atitudinii eu n-am să-i văd uh, au, au ieșit fermieri în București, adică ciobanii uh, cu măsura respectivă care și aia au fost Săbucăine. grăbită și hazardată dar uh, oameni vor ieși și ăștia alții în solidar cu ei dacă se va mai întâmpla, până când nenorociți țara asta, o, o îngenuncheați, o decapitați, o umiliți, o striviți și o faceți pulbere și noi să rămânem în continuare captivi și spectatori, anesteziați, mancurtizați să ne uităm ca zombi am la avut... poartă nouă, fără să vedem am că este vorba un, de destinul nostru. Am avut un uh, am avut privilegiu noi să vedem, un, uh, mă rog, pe monitorul nostru un uh, afiș în, pe, în pauza publicitară, unul sugestiv, uh, Daniel Cătăline, uh, 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 cel cu numele, candidatul, Daniel Cătăline, care că Marșel se numește Marcel Ionel Costel nu se ne dai, cum, -avem stau, cum stau de fapt lucrurile? Nu Nu de ce? N avem voie, nu mai avem voie să ne dai ce împotriva firii, facem campanie electorală, poate o fi. Poate, poate este, da, să punem, călcăm norme, Noi nu se din exces cealaltă. de entuziasm, încălcăm norme facem da. Din ea, unde e pic, la e capitolul ea, spune... la capitolul ce au promis băieții și ce au promis și cum au promis și așa mai departe, putem să spune nu că au promis că distrug în de 2012 că le România și aproape că PSD-ul a reușit să o Din păcate, spun. Uh. ne mai vorbim de Bucovina și de județul Suceava, care a fost campion la Uh, campion la uh, uitare, la nefăcut nimic, la. Bun, uh, și nu, nu mai. O să lăsăm emisiunea de, de, de aseară să se să, să dezvolte după uh, această. știu eu, după reluarea acestui matinal, după știrile uh, de Bucovina TV, de, după emisiunea noastră. Uh, N-are rost decât doar să amintim, zic eu, că uh, tendința aceasta de a paternaliza toate, dar absolut toate realizările altor primari, a PSD-ului, mă refer și a lui Cătălin Ichifor, făcute realizări, realizări știu eu, dezvoltate, să-i spunem așa, în două, trei mandate, este mai mult decât insultătoare, adică este un rapt. Poate nu avea nimic legătură cu legea, dar are uh, cu etica, cu morala, știu eu, cu bunul simț, cu ce vrei tu. Nu poți să îți însușești munca unor echipe de, de, de din administrația locală și a unor uh, de, de divizii întregi să, să exagerez un pic, uh, de primari, care au muncit în două, trei mandate și tu acum să spui că uh, totul e de la mine. De fapt am muncit eu. Deci mi se pare că atitudinea, pe lângă faptul că este... Uh, ușor psihiatrică, este de o brăznicie fără margini și mai ales este, uh, cum să spun eu, devoalează o abordare școlărească, domnule, adică lasă că nu o știe nimeni. Uh, spun o prostie că învățătorul nu e atent și pot să spun că Ștefan cel Mare a domnit între 1800 și 1854. <sus> și nu știe învățătorul că el cu netul acolo, cu Facebook-ul și nu, nu și dă seama și pac, am luat un 5. Eu trec pe aici, mă mai duc prin piață, că în felul ăsta, în și știu. Coleg. Își bat joc de oameni, știi ce spun? Aștia băi sunt analfabeti, n-au treabă, n-au nimic. Le spun tot ce vor ei să audă. Le bag în cap că n-au timp ăștia să vadă, să verifice. Nu știu nimic nici cum îi cheamă. Um... Bă, între timp s-au dus ciracii și au vărsat rachie de la Cârciumă, din ala de Suman, le-au băgat suculețul din ala, făcut din chimie pură, după care, dacă bei o sticlă, dormi șapte zile pe șanți, știi? Și toate celelalte, ei și așa sunt narcotizați, noi venim pe terenul ăsta la bil, știi? Și îi terminăm. Și așa au făcut și fac în continuare. Mi se pare de o cruzime incredibilă ce fac acești doi indivizi. Fii atent aici, că mie îmi spune... Computerul, că nu mai am minute decât 12. Și vezi ce scrie acolo, 8,54. Ce propui tu? Îți las libertatea să. 8,54, și adică dumneavoastră spuneți 12 minute. 12 minute îmi spune nimic, mai am baterie. A bateriei, a... Mă înțelegi? Deci da, am da, timp da, suficient da, dacă da, nu da, se închide da, 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 să mai am la asta. nu Te rog, uite, să știi că eu totdeauna am fost un generos. De aia, în afara de libertate, n-am nimic. Deocamdată, și libertatea e relativă, știi. În afară de libertate, n-am nimic. Îți las ție libertatea ta să, să lucreze, bazându-te probabil și pe intuiție, să alegi un subiect de acolo și să-l decriptăm la final, că tot am vorbit de acesta. Probabil că unul din subiectele care vă face, zic eu pe care trebuie da, să le discutăm, pentru că ne apropiem ușor, ușor de, de el vrem sau nu vrem, ne apropiem cu pași foarte, foarte repezi Ar spune eu, mai avem o săptămână, o săptămână și un pic promovarea Bucovinei, ora Bucovinei la Frasin, 21-22 mai o acțiune Elena, nu? o așa acțiune, da, o acțiune o acțiune foarte importantă dar care trebuie spus este o acțiune promovată promovată de Gheorghe Flutur, foarte blamată pe vremea respectivă de toți cei din PSD care au ce oră, ce au ce drept și așa mai departe. Da, tradicii, dar uh, să venim noi și o să facem, evident, n au pus nimic în loc. Hora Bucovinei uh, deja a ajuns tradiție, deja a ajuns uh, să-și aibă locul ei, așa să spunem. Are farme cu ea, adică parcă s-a integrat uh, brusc în, în, din prima Și Este, din... este un eveniment uh, important pentru zona respectivă și important pentru Suceava, dar este un eveniment important deja, deja și nu numai. Pentru Suceava, pentru că se întâmplă și ceea ce este de spus este că acolo se vorbește despre Bucovina și ar trebui să se vorbească mai mult și despre, despre, despre Bucovina autentică, despre ce înseamnă Județul Suceava până la urmă, nu despre Bucovina, nu? despre tradiții. Uh, despre Bucovina, da, ai dreptate, dar nu despre povestea uh, ilustrativă, de ilustrată sau epidermică, de suprafață. Deci, tangibilă, vie, dar de, aia, de aia adâncă, ancestrală, de tradiții, de. Uh, bine. Uh, Că dacă nu ne-am dacă nu ne așa cu îndărătnicie, bine ați venit la Hora Bucovinei. Bă, să fie. <hanie> Cătălina are simțul umorului. <puppies> Dacă da. nu ne-am agățat cu îndărătnicie, cu chiar cu furie de, știu eu, de stânile alea, chiar dacă sunt ușor șlefuite așa de noile metode și tehnici de lucrat lemnul ale timpurilor noastre, aici nu vorbim de tehnicile acelea de la scenă, asta vorbim de stânile alea, știi, care da, sunt da, da, stânile da, da, tradiționale, ci vorbim de ceea ce arată lumii că se mai putea întâmpla când se putea întâmpla, că nu era curent electric exact, cum este Hora acum, da? Că încă n-am murit, că n-am fost decapitați și n-am avut n-am avut... Hora Bucovine uh, consfințește uh, urcatul oilor la munte. Ai bea la lapte munte. de aici, de la mulgătorul ăsta, șef? Dar dumneavoastră aveți impresia că la ce face el acolo mulge și iese la Nu, el mimează. Laptele era deja. Dar bea, colegul nostru, Robert Săracu, l-am întrebat, Azi că două noduri. Două luni, două luni a, i-a stat laptele la gât. Doar avea lapte de oaie. Așa, de, nu, nu, de ce m-a putea? Asta Comandante, Are... să trăiți capul la... Turnați laptele! La... 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 Beau tot și laptele, papuci, tot, 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 tot Spuneam da. 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 acolo, deci acest, această, 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 această Hora Bucovinei uh, vorbește despre urcarea urcare oilor de pe urcatul oilor la munte și despre ce înseamnă, practic, uh, această sărbătoare, de ce se vorbește despre ea și de ce este importantă pentru o zonă tradițională, a Bucovine și a ajuns în deci, ceva în general despre Închidem cercul, nu? Că mai avem două minute vorbind de proiectele acestea pe, uh, care au fost promovate doar pentru că au fost proiecte europene aduse de uh, generația din administrație, generația flutura, adică generația uh, mandatul respectiv 2008-2012, uh, Paște în Bucovina, da? Da? Hora Bucovinei, da? Crăciun în Bucovina, da? da Drumul lui Iacob s-a mai întâmplat, Târgul Oulor, încă o pe unde mai simplu la Ciocănești, prin alte părți. Care au și, 10, toate și descoperite ani. atunci? Da? Gustă Bucovina. Gustă din Bucovina uh, și toate celelalte care au rămas în stadiul de proiect masacrate de cei care au venit după 2012. Masacrate nu făceau nimic, produceau coșmaruri în mintea lor. În, uh, când ai creierul mic și cât un greunte uh, de furnică, când ai creierul mic este evident că nu poți sub nicio formă să gândești, uh, să vezi dincolo de orizontul paharului Asta de băutură. Asta e bucovina, zic eu, asta e bucovina naturală. Chiar dacă, uh, vezi... Dacă îl îmbraci pe Cătălin Nichifor cu bundiță de jder și în costum național, se, se, se vede că este o scenografie de proastă calitate, Hici. obscenă, murdară, Hici. grotescă. Uh, știi, dar când îl îmbraci pe flutur, ca un paradox. Vezi ce înseamnă natural. Asta parcă e de acolo, știi, din portretul respectiv, din peisajul respectiv, din locul Oră. respectiv. Cam asta este distanța și față de adevăr, și față de realitate. Ăsta e de aici. Ăla este dintr-o piesă de teatru proletcultistă care nu are nicio legătură cu o, naturalețea apartenenței. E ca un fel cum ai îmbrăca uh, o sperietoare în lanul de uh, vie, în, în lanurile de porum sau în culturile de viță Bucovina, de vie. Bucovina, ca să folosesc... Să și graurii. Ca știi? să folosesc Cioarele, o expresie simplă, Bucovina trebuie repornită și trebuie ca Bucovina să-și regăsească locul bine Pe, meritat mie -mi place verbul, în, uh, în, uh, în uh, zona asta, să spunem, economică și administrativă a României. Trebuie. Cătăline, se fini la comedii, se fini? Ue, Victorie, da? Oe, oe. da? da? domnule Dorel Guleceu, că ți mulțumesc foarte mult. Și Mâine, eu vă mulțumesc. Și am obosit de atâta îndurare. Voi fi eu pe canapeaua lui Freud. Mi-aș dori să fie și canapeaua lui Și am să rog Freud. să da? aibă pixul și să vă pună la punct. Dar el va mai avea cafea lui verde, Max va avea cafea lui verde, ce cafea mie deocamdată nu-mi place. Doamnelor și domnilor, acesta a fost, uh, să-i spunem, pretextul matinalului, ca să nu spun matinal, că nu a fost un matinal, pretextul matinalului nostru de miercuri, 11 mai, ziua când lumea, uh, când în această lume a coborât, atât am reținut eu astăzi, pe lângă alții, Salvator Dali. Un titan al artelor uh, pentru, uh, pe, uh, pe care îl știu doar foarte puțin. Și e un paradox. Nu știu de ce. Pentru că el este accesibil uh, întregului univers. Numai bine? O zi frumoasă! O zi frumoasă!